Pe data de 29 martie se împlinesc 6 luni de când Alexandru Arșinel s-a stins pe patul de spital. În timp ce familia i-a organizat parastasul, foștii colegi de la teatrul de revistă Constantin Tănase, în frunte cu managerul Vasile Muraru și cu Valentina Fătul, pomenesc într-un mod aparte, separat de familie, fără preot și fără slujbă. Chiar la cabina regretatului actor, familia s-a ocupat de înmormântare, cu sprijinul conducerii teatrului de revistă, Constantin Tănase, pe care regretatul actor l-a slujit o viață. La 6 luni distanță, cu ocazia parastasului ce se face, conform obiceiului creștinesc, cei doi fii ai lui Arșinel, Cristian și Bogdan, s-au implicat singuri în organizarea slujbei și a celor necesare. Pe data de 29, când se fac fix cele 6 luni de la plecarea acestuia, Vasile Muraru și Valentina Fătu, ajutați de colegii lor, vor avea grijă ca o candelă să fie aprinsă toată ziua în cabina în care Arșinel se pregătea pentru repetiții, iar doamna Ioana, o angajată a instituției, va prepara și va împărți plăcintă cu brânză, preferata regretatului actor, pe care i-o făcea și în timpul vieții. Facem ce facem de obicei nu doar când se împlinesc 6 luni, un an, ci și atunci când ne aducem aminte de zilele lor, sau când unul dintre noi îi visează, așa cum am făcut și cu Cristina Stamate, Stella Popescu, Naela Zărescu. La noi nu se face slujba cu preot și mers la biserică. Pentru domnul Arșinel, noi vom face ceva mai spre sfârșitul lunii, pe 29. Discutăm cu Dena Ioana, de la noi din teatru, care îi făcea atunci când trăiau plăcintă cu brânză și una cu mere, care îi plăceau. Noi ne-am organizat să aibă ingredientele necesare și vom aprinde candela în cabina domnului Arșinel. Acesta e felul în care noi ne gândim la oamenii care au fost în teatru, a declarat Valentina Fătu. Familia e cea care îi face cele creștinești. La primele pomeniri am fost la Belu, cu familia. Vom merge la cimitir să aprindem o lumânare, a completat Vasile Muraru. Cei doi au explicat și de ce preferă să-i pomenească pe foștii colegi care au părăsit lumea teatrului într-un alt mod. De exemplu, când au fost moșii de primăvară, am împărțit pentru doamna Cristina Stamate. Noi chiar avem sentimentul, gândul nostru curat. Le facem în liniște, creștinește, ca întotdeauna pentru dispăruții noștri din teatru. Mereu când prindem un moment liber mergem la cimitir, la Cernica, la doamna Stella, sau la Cristina, sau la domnul Acinel, dar fără să știe nimeni. Iar atunci când avem turneu în Moldova, la domnul Nae. Dar acolo e soția lui, care se ocupă, care e la noi în teatru, la organizare. Fiecare dintre acești oameni au familii foarte responsabile, care fac tot ce trebuie creștinește. Noi ce facem, facem cu drag, în liniște. Dar nu cu preoți, mâncăruri sfințite. Credem că spiritul lor rămâne viu, că vorbim și îi pomenim tot timpul la spectacole. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.